Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Hunedoara 1 TV, la Dale Dimineții. Mă bucur să ne revedem într-o zi atât de specială ca cea de astăzi, care începe, dragii mei, pentru că e dimineața de vreme, e la prima ora dimineții, suntem în direct, pentru că așa ne place să ne vedem în direct de cele mai multe ori. Asta e regula, cu unele mici excepții. De obicei ne întâlnim aici, în studioul de la Dale Dimineții. Așa cum ați văzut în promo de ieri, alături de mine, un om care, să spunem că are o deschidere către tot ce înseamnă, o deschidere sufletească față de tot ce înseamnă tradiție, înseamnă de să trateze cu respect, să spunem așa, tot ce primim de la străbunii noștri sau de la strămoșii noștri, de la părinți, de la bunici. Un om care de fiecare dată când îl întâlnesc la știri, pe teren, în emisiuni, vorbește cumva cu o altă, cu un alt patos despre ce înseamnă Ardealul, ce înseamnă casa noastră, județul Hunedoara și, cel mai important, ce înseamnă acest neam, neamul nostru, a românilor. Și l-am rugat să vină alături de mine, așa de dimineață, într-o zi atât de specială, să facem o emisiune, să stăm de povești și să vedem cum simte domnia sa această zi. Bună dimineața! Bună dimineața! Sărut mâna doamnelor, bună dimineața domnilor! M-ați invitat, nu m-ați rugat, noastră... Simțiți sufletește, probabil, ca și mine, de aceea folosiți cuvintele astea foarte frumoase, dar eu mi-am dorit să vin, la fel de mult cum și dumneavoastră ați spus că e o zi specială, e Vinerea Mare, e Vinerea Patimilor și probabil e un moment în care trebuie să gândim mai apăsat ce vrem cu viața noastră, ce facem cu viața noastră, care sunt greșelile noastre, ce putem îndrepta și unde putem ajunge ca să avem totuși o viață frumoasă. O viață frumoasă înseamnă, în primul rând, credință. Probabil că cuvintele astea se folosesc foarte des. Le auziți de multe ori. Am ajuns în așa fel încât societatea noastră, prin evoluție, nu merge neapărat spre cel mai bun mod de viață. Dar mai suntem o mână de oameni care eu cred că putem ajuta să redevenim originalul. Și anume, de unde am plecat? Din partea de țărani care au scos la rândul lor copii, care au ajuns domni, care au scos genii și trebuie respectată acea parte. Și trebuie promovată și lucrurile care au fost bune luate și transpuse în societatea noastră actuală, care e modernă, normal, televizoare, telefoane, mașini, zburăm cu avionul, ajungem dintr-o parte în alta lumii foarte rapid. Avem facilități, dar cam uităm partea sufletească. Și de asta mi-am dorit foarte mult în Vinerea Mare, întotdeauna Vinerea Patimilor și, în general, așa, vinerea înainte de sărbătorile mari, Crăciun sau Sfintele Paști, cum e acum, îți dă o altfel de trăire. Cel puțin pentru mine, îți dă o altfel de gândire. Oare cât de mult am făcut eu bine din cât aș fi putut să fac sau câte lucruri am greșit și ce am încercat să îndrept sau ce voi face în viitor sau ce se va întâmpla cu locul în care trăiesc, de ce nu cu județul în care trăiesc
Și nu în ultimul rând cu țara în care trăiesc, pentru că e adevărat că tot le auzim la televizor și peste tot, și mass media, toate lucrurile astea, dar sunt totuși reale și adevărate, sunt lucruri cu probleme. La granița țării este un război care nu se mai termină și un război se cătuiește întotdeauna națiunile și cea care o trăiește și cele din jur. Și atunci venind Sfintele Paști, mi-am dorit să fiu alături de dumneavoastră, că v-am văzut în multe emisiuni dimineața. Sunt orele la care oamenii se trezesc și dau drumul la televizor și încep activitatea. Și atunci și de Crăciun am fost împreună și mi-am dorit să fiu și de Paști. Astea sunt motivele pentru care probabil și noastră a simțit ca și mine să încercăm să facem ceva pentru noi înșine. În primul rând ca și români și ca și oameni. Știți cum se spune? Pe stradă multe persoane, puține oameni. Hai să fim cât mai mulți oameni. Și atunci probabil că vom simți altfel și sărbătorile și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu vom mai încerca să zicem tot ce e în jurul nostru că e rău. Nu-i bine nimic, să ne enervăm din orice. Eu zic că mai bine hai să trăim și ziua asta care ne-a fost dată de la Dumnezeu, pentru că unii nu o pot trăi. E o mare bucurie să te poți ridica din pat, e o mare bucurie să folosești mâinile, picioarele, să poți vorbi, să fim aici împreună. Dar pentru toate astea trebuie să mulțumim bunului Dumnezeu. Asta așa am simțit eu întotdeauna și fiind om, nici eu n-am dat și nu dau tot ce pot să fac pentru chestia asta și să încercăm să ducem mai departe partea spirituală. Suntem oameni, imediat ne luăm cu alte activități, uităm, dar ideea este să încerci să fii cât mai mult alături de cel de lângă tine. Nu o să reușești 100%. Suntem oameni, repet, dar asta nu e o scuză, neapărat. Suntem supuși greșelilor, suntem supuși păcatelor, vă rog să mă iertați. V-am întrerupt. Nu ne-ar lipsi câte o vinere amare în fiecare lună, măcar. Da? Să ne trezim cu, să ne întâlnim cu adevărul, să spunem așa. Că poate ne-am întâlnit cu propriile suflete și poate am vedea un pic altfel lucrurile. Nu am spus la început, l-am lăsat să vorbească. Alături de mine, domnul deputat Ilie Toma, din partea Partidului Social Democrat. Vrem, nu vrem, nu facem politică, dar trebuie să spunem, pentru că suntem într-un an foarte delicat. Pentru cei care nu știu și nu-l cunosc, e din Hunedoara, din Hunedoara de acolo, de acasă, de la Hunedoara. 100%. 100% hunedorian. Dacă cei care au scăpat celelalte emisiuni pe care domnul deputat ne-a onorat cu prezența aici la Hunedoara 1 TV și pe mine și pe Petronela Tămaș la Hunedoara în direct. Cu toții știm că are o activitate în Parlamentul României în tot ceea ce privește acest județ. Ba din potrivă, de multe ori se luptă cu morile de vânt, a zis că nu facem politică, dar cei care nu îl cunosc, a fost un om pe care cei care astăzi sunt la pensie de foarte multe ori îl regretă, pentru că a fost unul dintre oamenii care a, știți, aici la Lido e o clădire, nu? Aici la Casa de Pensii. Mulți oameni regretă că a plecat de acolo. Asta aud de foarte multe ori în drumurile mele. Să știți că... Vă rog să-mi permite să fac o mică specificație. Un antrenor, mă rog, manager de entitate a statului român Casa de Pensii. Un antrenor nu poate face performanțe fără echipă. Corect. Dacă nu ai oameni în jurul tău care să te ajute, dacă nu ai oameni în jurul tău care să tragă la aceeași căruță, nu faci nimic. Meseriașii în pensii, și vă spun cu toată sinceritatea că ați deschis subiectul ăsta, sunt foștii mei colegi de la Casa de Pensii. Mă rog, și actuale mei colegi, că este de suflet la fel și ne înțelegem la fel de bine. Dar întotdeauna cei care rămân acolo
managerii vin și pleacă, directorii la fel, conducerea. Cei care rămân acolo, ăia știu să facă pensii. Și eu am făcut performanță. În mod special, nu am făcut nimic decât să fiu atent la micile detalii, să încerc să-i stimulez sufletește. În primul rând, repet că nu aveam prea multe resurse financiare la dispoziție. Să încerc să le fac și lor viața mai frumoasă, pentru că la servici petreci mult timp din viață. Și să le interconecteze energiile, că întotdeauna, repet, suntem oameni și avem personalitatea noastră și unul trage dreapta și altul trage stânga. Și le-am spus, chiar le foloseam niște cuvinte, indiferent de religie ce sunteți, ortodoxi, catolici, pentecostari, baptiști, acum cu toți suntem credincioși și tragem la aceeași căruță. Și le mulțumesc că m-au ascultat, că ai și bine de tot. Avem primele două mesaje. Bună dimineața, felicitări și mult succes în continuare, vă transmite Daniela Enia. Sărbători binecuvântate tuturor. Mulțumim, le mulțumesc, Dani, dragă. Te așteptăm. Și pași fericite la toată lumea. Mulțumim pentru cozonac și plăcinte, au fost foarte bune. Dani e o hunedoreancă, e soția lui domnul Vasile. Da, știu, cunosc familia. Da, cunoaștem familia. Cei care formează echipele de dansatori de vreo 30 de ani, cel puțin în Hunedoara, care fac performanța acei copii și ajung dansatori profesioniști. Da, adevărat. Tanti Maria Hinț ne spune bună dimineața și succes invitatului dumneavoastră. Tanti Maria, mulțumim mult de tot. Să vedea Dumnezeu putere. Pentru că e bunica Biancăi, colegei noastre, o salutăm și pe Bia că s-a trezit. Bună dimineața, Rosi, bineînțeles că e alături de mine, ca în fiecare dimineață. Dragii mei, ajungem la subiectul de astăzi, așa cumva pe sufletele noastre a tuturor, pentru că cei mai mulți dintre noi, fără nicio, trăind în România, cei mai mulți dintre noi suntem creștini. Nu vrem să supărăm pe nimeni. Catolicii au avut, au sărbătorit această sărbătoare acum o lună și ceva, o distanță foarte mare anul acesta, pentru că e ambisect, am înțeles. A fost așa o diferență de o lună și parcă o săptămână de ei. De sărbătorim, că în mod normal au mai era fost, o săptămână au mai fost, diferă, au mai fost perioade de genul ăsta, eu mi-aduc aminte în viața știți, mea, au mai fost. Eu nu mi-aduc aminte, m-am tot gândit. Au fost și 6 săptămâni, imediat după Revoluție, nu mai știu exact să vă spun anul în care, dar au fost. Mi-au povestit și eu, mi-am întrebat părinții și mama și tata, pentru că m-am născut la Sebeș și acolo un Ardeleancă. Ardeleancă. Ce a zis dumneavoastră? Acasă, da, asta și era povestea noastră, că vorbim de la noi, de aici, de acasă, Alba, Hunedoara, Ardealul, aci... Da, cam au aceleași valori culturale și obiceiuri. Și corect, da, normal. Corect. Mama îmi spunea nimic, da, nu știi că și atunci în acel an a fost diferență, nu mi-aduc aminte, sași, că la noi erau, sunt mulți sași, au fost, că au cam plecat, dar se întorc acasă de sărbători, că mereu așa se întâmplă, de sărbători se întorc românii acasă, acum români, că până la urmă cine e cetățean român e român. Dintre noi nu cred că aici în România, cel puțin până la vârsta asta, poate greșesc, o, am văzut diferențe foarte mari de valori între cei care suntem de o religie sau alta, cumva ne-am omogenizat, să spunem. Păi de asta îi spune așa, grădina Maicii Domnului României, pentru că ne tolerăm și încercăm să avem o viață frumoasă unii cu alții. Asta cu grădina Maicii Domnului, de ce nu o spunem mai des? Nu că știu. Țara, că nu România știu că, e grădina Maicii Domnului. Oarecum am studiat ușor în amănunt și această problemă și am întrebat preacucernicii părinți și am întrebat preasfințitele fețe bisericești, episcop și deși spuneau că fie care țară cu un crez puternic ortodox, cum este Grecia, de exemplu, spune că ei sunt grădina Maicii Domnului. Dar în scrierile multor filozofi, așa apare România, tărâmul care este locuit de români din trecut, este grădina Maicii Domnului și sper să fie așa.
Și sper să ducem mai departe ideea asta, pentru că tot ați amintit de Sfintele Paști. Nu poți să petrezi Sfintele Paști fără cei dragi ai tăi pe lângă tine. Asta este un crez pur românesc, în mod special pur ardelenesc. Nu au gust sărbătorile dacă nu ai pe cei dragi pe lângă tine să te bucuri, să fiți unii cu alții, să trăiți sărbătorile împreună. Asta este spiritul pascal, să spun așa. Așa l-am simțit eu. Poate dumneavoastră vedeți altfel lucrurile. Peste țări și mări, ce vedem și noi prin filme sau din experiențele pe unde am fost pe acolo, nu neapărat se reunesc familiile. Nu, e altceva. Semnătatea acestei zile au alte valori. La noi, românii, nu pot să-și petreacă sărbătorile dacă nu simt ei că sunt acasă cu familia, cu cei dragi. Și există și nacatistul Domnului Iisus Hristos, dacă bine mi-amintesc, nu o să reproduc, că nu știu pe din afară acatistul, doar așa din micile mele experiențe care am încercat să fiu mai aproape de Dumnezeu. Și în acest acatist spune: Doamne, dă-mi puterea și unitatea să pot fi alături de cei dragi, de familia mea, să fiu unit cumva în același gând cu ei. Adică să fim fericiți, cam asta este. Să ne bucurăm unii de alții și să fim fericiți. Ne fiecare dintre noi percepem diferit fericirea. Cu siguranță. Bădin Ion, domnul vicepreședinte, ne scrie sărbători binecuvântate. Îl salutăm pe domnul Bădin. Vă dorim și la toată lumea sărbători fericite. Sunteți alături de noi. Ideea e un pic... e doar o părere. Astăzi vorbim liberi. Astăzi e o zi în care cei care cred și au ținut post să spovedesc și care sunt foarte mulți dintre creștini care aleg să țină astăzi post negru, o să povestim și despre asta imediat. Așa cum a spus domnul deputat Ilie Toma, cei mai în vârstă dintre noi ajungem cumva să ne judecăm noi pe noi. Încep eu să cred în viața de zi cu zi. Nu mai facem curățenie pentru că oricum suntem foarte obosiți, vin Paștile, lasă că merge și așa că nu vine cu bâta. Se spune despre noi cu românii că exagerăm cu mâncarea și că cumpărăm și vrute și nevrute și sunt cozi la supermarket, parcă mâncăm cu 10 guri și ne criticăm singuri. Acum eu nu încurajez nici marketingul și vânzările, nu încurajez nici să nu facem. Curățenia până la urmă ține de curățenia casei și curățenia sufletului. Am auzit-o, am citit în rețelele de socializare că faci curat de zici că vine Iisus în vizită. Păi vine Iisus în vizită. Cu siguranță. Asta și era frumoasă ideea. Frumoasă cuvinte ați spus. Asta și era ideea. Mi s-a părut o glumă de prost gust care mi-a rămas întipărită. Ideea e să le primim pe Iisus, pentru că atunci când intrăm în casă cu lumânarea aprinsă sau stinsă, după caz, că dacă conducem, Doamne ferește să nu ne dăm foc, când aducem lumina învierii în casă, îl aducem pe Iisus. Atunci când aducem trupul Domnului, Sfintele Paști, ideea e să le punem într-un pahar curat sau să ne primim cel mai important cel mai curat vas, cel din mai... viața noastră, să-l primim pe Iisus în casa noastră, într-o casă curată. Și fără praf și fără energii și gânduri negative. De ce facem cumpărături? Pentru că acei bătrâni, acei oameni de la țară, așa ne-au învățat, așa au crescut. Vopsim ferestrele, porțile, pentru că vine primăvara, pentru că înviem odată cu Iisus în fiecare an, pentru că El a murit pentru noi astăzi.
și mi se pare corect să ne măturăm curtea, poate mă judecați, poate greșesc, dar așa văd, eu așa văd lucrurile, câmpurile curate, curțile curate, vopsite, văruite, ar trebui să ne văruim și noi sufletele, să fie albe și curate și să primim pe Iisus așa cum se cuvine în fiecare an. Mai mult decât orice. De ce punem masă bogată? Pentru că așa am învățat. Pentru că așa e normal la noi, la români, ziua de Paști să fie bogată. Pentru că suntem săraci tot anul. Pentru că tot anul facem economii. Măcar masa de Crăciun și masa de Paște să fie altfel. De ce să nu fim așa cum am învățat să fim? Am greșit cu ceva? M-ați impresionat, nu ați greșit cu nimic. Am simțit exact ceea ce a spus. Pentru că originile, repet, sunt din mediul rural și acolo existau doar case, mă rog, mai mici, mai mari. Existau și obiceiurile astea sănătoase, de a face curățenia de primăvară, curățenia de Paști. Existau niște etape sănătoase în viețile oamenilor. Curățenia de toamnă, n-ați văzut când se curăță tot și se adună ce rămân prin grădini, se dădea foc. Acum nu mai voie nici să spui că dai foc, că vezi, Doamne, ne amendează. Mă rog, trecem și peste asta. Dar astea au fost obiceiurile românilor. Deci tot ce facem noi, cumva, sau ce am avut noi în obiceiuri, vine o idee de dincolo că nu-i sănătos, că nu-i bine. Ba, este sănătos tot ce au făcut românii. Nu vreau, este o emisiune a credinței, să judecăm contracarez și să judec pe nimeni și de unde vin ideile. Dar lăsați-ne să trăim românește. Și curățenia de Crăciun, da, intri în iarnă. Corect. În postul Crăciunului intri casa, cu sufletul curat, îți curată, cu casa. Sufletul. Există o similitudine oarecum între faptă și suflet, între spiritual și real și fizic. Și posturile, păi posturile și au rolul lor de sănătate în mod special în viața românilor și aveau cel puțin rolul. 6 săptămâni de Crăciun, 7 săptămâni de Paști. Era o curățire. Mâncau doar vegetale, era o curățire de toxine foarte sănătoasă. Mai există postul Sfântului Pavel și Petru, mai există postul Sfintei Marii, care e la fel. E o sărbătoare Mama Domnului. Prin Sfânta Maria, Dumnezeu a coborât pe pământ, s-a întrupat în om. Așa a fost, că le place unora, că nu le place, că promovează alte valori acum. Nu o să fiu mai cu sufletul astăzi, nu o să contracarez nimic, repet, este despre Paști. Și atunci, de ce să nu încercăm să tot ce era bun, să ducem mai departe? Știți că, de exemplu, și alimentele românești, și dintr-un studiu și vă și spun unde, în zona Călanului Bretea Română, să lași, veniți spre Hunedoara, Mânerou, apropo, de acolo erau bunicii mei, am pus niște întrebări. În general, slănina se afuma cu salcie. Păi deci cu salcă, cum se spune la țară. Cu salcă. De ce? Fumul ăla, în salcie există și că foarte mult antibiotic. Fumul ăla, tot antibioticul și stimulau producerea de anticorp natural. De-aia nu se îmbolnăveau. Mierea, în general, o culegeau și de la albinele sălbatice. Are ceva deosebit în ea mierea, acele substanțe care dau sănătate trupului și minții, nu la urmă urme. Și multe alte obiceiuri sănătoase. Deci astea erau la români. Că cei de dincolo nu le aveau. Și le avem încă și le putem păstra. Asta e vestea bună, că nu ne poate obliga nimeni să, da, le, exact, să le pierdem, de asta dragii aici. Mei. Până la urmă ține de fiecare dintre noi ce alegeri facem. Pentru că nu ne poate lua nimeni ce vrem să păstrăm.
Vrei să-ți ții sufletul curat, până la urmă nu te poate obliga nimeni să-ți vinzi sufletul. E alegerea fiecăruia. Dacă tot auzi anturajul, exact. Nu există anturajul, tu ți-l alegi. Exact. Tu ți-l faci, nu există cu ce te poate influența anturajul. Da, faptic, văd că trăim probleme de genul ăsta, dar vreau să încurajez și să spun încă o dată, anturajul ne-l alegem fiecare. Avem o familie pe care o primim de la Dumnezeu și rudele. Și pe urmă avem acea familie, prietenii pe care ni alegem. Da, suntem ființe sociale, socializăm. Trebuie exact. Să fim în grupuri, nicio problemă, nu putem trăi izolați. Însă nu, vorba asta cu anturajul nu ține. De ce atâta lume poate să-și facă viața să nu depindă de anturaj? Și ne întoarcem la ziua de ieri, la Joia Mare, că veni vorba de anturaj. Iisus, ieri... A fost și în acea de taină, apropo de anturaj. Obiceiul de spălare a picioarelor la evrei. A știut că Iuda îl va vinde, l-a tratat la fel ca și pe ceilalți, a fost și există iertare. După cei 12 apostoli, exact. Cele 12 evanghelii, exact. Este slujba exact. De seară. Exact. A știut, da, e o dovadă de că Dumnezeu în trup de om, care și Dumnezeu și om în același timp, dar nu a întors decât trăirile omenești. Nu s-a folosit deloc. A suferit exact ca și noi, și durere, și frig, și foame, și orice. A demonstrat că poți să învingi. Nu a răspuns răutății cu răutate, cum facem noi. Nu a răspuns invidiei cu invidie. Nu a lăsat, da, a fost un drept judecător, a arătat și că trebuie să fim drepți. Și când a intrat în templu și a găsit biserica târg, practic, e ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. E o metaforă, fiind templu bâlci. Dar lăsăm viețile noastre să fie penetrate de astfel de non-valori care, până la urmă, poate că nu ne fac bine. Dar, repet, suntem oameni, dar hai să încercăm să vedem ce putem ne face mai bine. Și ideea cu spălatul picioarelor, este un mod de a da ascultare, este un mod de iertare, de umilință, că întotdeauna dacă te cobori la picioarele unui om, există și metafore de genul ăsta. Îl are la picioarele lui, s-a plecat la genunchii lui, nu știu ce. Ei, e un mod de umilință și de a arăta că nu neapărat dacă speli pe cineva pe picioare, înseamnă că te umilești. Din nu potrivă. Gestul în sine e... Dar și creștin trebuie să fie umil, credeți-mă, și să dai ascultare. Asta aici se întâmplă în mănăstiri. Să dai ascultare, să fii umil, să-l ierți pe celălalt. De fapt, ce înseamnă să fii umil? Să-ți lași personalitatea ta deoparte? Nu, eu fac, eu drept, ca și mine, nu-i nimeni. Nu, cu toți este la fel. Și avem poziții mai jos sau mai sus în care ne putem expune personalitățile. Poziții sociale, că de aici pleacă toată problema. Fii om, indiferent pe ce poziție socială ești, încearcă să o gândești în formă următoare. Sunt și chiar dacă nu ești pe o funcție publică, poate ești, nu știu, Dumnezeu ți-a dat un dar, habar n-am, bogăția, dar și aia mâine poate să nu mai fie. Și gândește-te că tu rămâi tot cu oamenii aia. Ești pe ușa din față cu bună ziua, indiferent pe ce poziție socială ești. Sfaturile sunt ușor de dat. Știu. Dar se poate trăi tot ce am spus eu și se poate face și să lăsăm, repet, personalitatea și ego-ul nostru la o parte și... Acum, să nu înțelegem greșit. Eu sunt cea care spun în fiecare zi echilibru. Nu înseamnă că trebuie să fim proști. Nu înseamnă că trebuie nu spune nimeni. Să suferim la nesfârșit. Nu înseamnă că trebuie să mergem, să devenim habodnici și să mergem în genunchi pe stradă, să ne arătăm credința față de Dumnezeu și de Iisus și de Maica Domnului. Nu înseamnă că trebuie să umblăm cu crucea în spate, așa cum a umblat Iisus, să arătăm cât de curați suntem noi. Să nu cădem dintr-o extremă în cealaltă. Masa de Paște, putem să gustăm, să mâncăm, mai ales cei care țin post.
trebuie să găsim echilibru și să mâncăm pe bine pentru noi, că până la urmă să înțelegem binele nostru, iubirea față de noi înșine, nu trebuie să dezvolte un egoism. Zice, iubește-te pe tine, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Da. Păi dacă eu știu că o legumă precum ceapa sau usturoiul nu-mi face bine, dar eu îl mănânc pentru că nu mă pot abține, aia înseamnă că dacă mie îmi fac rău că mănânc sau merg la un serviciu care nu-mi place, dar o fac pentru că am nevoie de bani, să-mi plătesc ratele, că mereu ne găsim scuze, așa suntem făcuți, asta înseamnă că trebuie să la cel de lângă mine trebuie să fac același lucru, adică dacă eu sufăr pentru că e alegerea mea, trebuie să-l îndemn pe cel de lângă mine, a, păi tu nu ești în stare să suporți un șef, eu am suportat 40 de ani. Dragii mei, haideți să încercăm să facem lucrurile altfel. Cei câțiva care astăzi ne urmăriți, cei care veți urmări poate această emisiune în zilele care urmează de vacanță, de libere, cei care poate din întâmplare dați o raită pe rețelele de socializare pentru că suntem live pe Facebook și pe YouTube. Haideți să găsim echilibru între noi și aproapele nostru. Greșesc cu ceva? Nu, cu absolut nimic. A spus tot ce se putea spune. Și a spus foarte frumos, așa, jurnalistic. Nu știu dacă e neapărat jurnalistic. E ceva ce eu simt. Nu ați transpus din viața reală pentru ca că... și cum cu un penel pe hârtie. Pentru că vă scrieți gândurile. Fiecare dintre noi, ideea acestor emisiuni pe care le facem și până la urmă nu vrem să aducem decât bucurie în sufletele oamenilor. Eu sper că mai sunt care gândesc ca noi. Sunt, sigur. Și eu sper. Și sper să-și facă curaj să și iese în față și să spună lucrurilor pe nume. Și ajungem la partea aceea cu suferința, pentru că ieri a fost despre iertare, Joia Mare. Există trei zile, acum la sfârșitul postului mare, avem Joia Mare, Vinerea Mare, Sâmbăta Mare, aceste trei zile care sunt despre iertare, durere și înviere. Iertați-mă să mai spun o idee, mi-am amintit. Da. Se spune că în Joia Mare, Maria Magdalena, așa este, cea care a fost cea mai aproape de Iisus Hristos, ea a fost prima care a văzut învierea și i-a informat și pe apostoli, așa, s-ar fi dus la împăratul roman din acea vreme, Tiberiu, dacă nu mă înșel, și ar fi zis, l-ar fi salutat cu Hristos a înviat. Și împăratul spunea, da, a înviat Iisus Hristos cum ouăle astea sunt roșii pe masă, avea niște ouă. Și dintr-o dată ouăle s-au roșit. Ia câtă altă informație de unde avem noi obiceiul de ouă roșii, dar ouăle roșii simbolizează sângele lui Iisus Hristos care a fost vărsat pentru iertarea noastră. Da, e vinerea mare, e vinerea răstignirii. E vinerea durerii supreme, să te ia cineva, să te pună pe lemne, să-ți bată cu el în încheieturi, să te rănească cu sulița, cu un fier la urma urmei, te împunge cu un fier în coaste. Hai să ne închipuim ce senzații trebuie să fii. Nu ne putem trăit imagina. Suferința. Nu ne Eu putem, am încercat de foarte multe ori să fii... fac un exercițiu de imaginație, dar nu ne putem imagina. Cred. Să-ți dea în loc de apă o travă și oțet și fiere și să spună pe cap cu lune de spin care la fiecare mișcare să tot te înțepe. Sunt lucruri, să spună o greutate enormă în spate, că și-a cărat crucea până pe Golgota. Sunt niște chestii trăite degeaba. Poate încearcă unii să le ascundă, să nu mai fie reală și de 2000 de ani, de 2000 de ani se spune exact despre aceleași lucruri. Cu siguranță au fost reale. Ce nu aș vrea să... Adică ce mi-aș dori să înțelegem noi, cei care trăim astăzi, spune că trăim în păcat, că atâta tehnologie, că... Nimic nu se întâmplă cu fără voia lui Dumnezeu. Totul are rost pe pământul Evident. Ăsta. Eu cred... Și cei din fruntea dregătoriilor sunt Corect. Puși tot cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu. Păi, dacă unul dintre noi ajunge
în fruntea dregătoriilor, trebuie să uiți de cei de lângă tine? Nu trebuie să-ți aduci aminte, mă, Dumnezeu m-a pus. Care e scopul lui Dumnezeu pentru care m-a pus pe această funcție? Ce pot eu să fac? Uneori poți să faci lucruri, alteori nu poți să faci lucruri. Dar ce poți să faci tu ca viața semenilor tăi să fie mai bună, chiar în credință, de ce nu? Trăim cele trei zile în fiecare an, se numesc Triduum Sacru, trei zile care le înțelegem greu, ar trebui să, am zis, măcar de o dată pe lună să trăim cu amintirea acestor trei zile, poate ne revenim așa la normalitate, și pentru că nu facem altceva decât să acumulăm, până la urmă oamenii nu sunt răi, pentru că sunt creați de Dumnezeu, noi ne naștem curați, răutățile și... Dar avem liberul arbitru în mintea noastră, da, care... acea gară în care tot coborâm și ne facem de cap. Și asta e tot cu voia lui Dumnezeu până la urmă, că nimic nu se poate... Eu nu cred că Iisus, El a ales, El știa, dacă citim, dacă ascultăm preoții, dacă mergem la biserică, la mănăstire sau ne avem un duhovnic, El știa ce urmează să pățească. Păi, și nu a folosit, era Fiul lui Dumnezeu, și normal. Nu a folosit liberul arbitru să schimbe lucrurile, putea să schimbe dacă și-ar fi dorit, dar El a ales să se sacrifice pentru noi oamenii. Asta nu înseamnă că noi trebuie să ne sacrificăm precum nu, a arătat că se poate. Unic. Deci a arătat că se poate. Exact. Asta, om fiind cu aceleași trăiri, cu aceleași simțuri, poți să schimbi ceva dacă vrei. A arătat că se poate. A arătat forța divină că există. Chiar dacă sunt Dumnezeu și am venit pe pământ, uite, mă transpun în om și pot să duc suferințele voastre până la capăt, și voi să-mi urmați calea, eu sunt calea, adevărul și viața. Dragoste, cum e? E speranță, credință și dragoste. Dar cel mai important dintre toate este dragoste. Dar nu dragostea aia neapărat că revedem noi oamenii sub anumit sentiment. Da, este dragostea față de aproapele tău, de a încerca să-l ajuți și să vezi unde are probleme. Nu știu cum să-mi exprim, pentru că e foarte complexă ideea asta de dragoste față de aproapele tău. Să-i fii alături, să vezi când un om suferă, cum îi poți îndulci viața. Să încerci să... Teoria e simplă. Practica e mai grea. Da. Adică să fim oameni, într-un cuvânt. Aia spuneam la începutul emisiunii. Multe persoane, puțini oameni. Sau să fii cât mai mult om, că... Iarăși, suntem creați așa cum suntem și uităm repede. Hai să încercăm să nu mai uităm și să fim alături unii de alții, că avem nevoie unii de alții. Inclusiv în familie, că repetam, de acolo plec. Deci în familie neapărat, întotdeauna e doar lapte și miere. Corect. Dar toleranța, speranța și dragostea ne poate aduce pe un echilibru și să ne vedem fericiți și copiii și nepoții și strănepoții unii care au dat de la Dumnezeu. Adriana Furcă, bună dimineața, doamna Adriana, ne scrie așa: bună dimineața, un sfârșit de săptămână binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea, mulțumim, felicitări, stimă și respect pentru tot ce ne oferiți, Paște binecuvântat tuturor, cu multă pace și liniște în suflet. Că sunt vă oameni care cu simt. Drag, Doamne ajută tuturor. Da, sunt oameni, pentru că ei se uită la noi, la Dale Dimineții, sunt oameni care sunt alături de noi în fiecare dimineață și eu le mulțumesc și care probabil au aceleași trăiri și împărtășim aceleași păreri, să spunem, și sper să fie venim așa, și noi cu experiență să, care exact, am trăit-o după mai multe rânduri de Paști. Sărbători binecuvântate, mult succes invitatului dumneavoastră, un om pentru oameni. Foarte frumos spus, ne spune Vasile Enea. Exact ce povestea. Aș vrea să fie așa. Aș vrea să fie așa, dar 100% e greu. Însă, ce putem face? Repet, cât mai mult. Procentajul să fie cât mai aproape de 100%.
Și ne ducem în copilăriile noastre, încercăm să schimbăm un pic, puțin, că mai e foarte puțin, 15 minute din emisiune, mulțumesc, Rosi, să ne ducem și la partea de bucurie pământeană a sărbătorilor, pentru că vin cu bucurii, cel puțin cei mai mici dintre noi, adică îngerașii aceia, știți, îi numim noi copii, ei chiar au suflete curate, că nu apucă să înțeleagă ce înseamnă orgoliu, mândria și ura. Și lăcomia. Și lăcomia. Și puterea. Și puterea. Și lipsa și de respect. Și dorința de a fi eu peste toți. Ei sunt cei mai fericiți zilele acestea, pentru că ei îl așteaptă pe iepurașul. A apărut și iepurașul. Am fost la pui, povesteam înainte de emisiune, și acolo am văzut miei ăia drăguțe. Nevinovați. Pe care îi sacrificăm pentru că ne place carnea de miel și pentru că așa am învățat. De ce tot punem întrebări de ce sacrificăm vin iubitorii? Pentru că așa a creat Dumnezeu omul, să fie omnivor, să mănânce și carne și vegetale. Așa. Și așa este organismul uman creat, dar să nu exagerez cu nicio parte. Exact. Asta e. Se vâna, fac o paranteză acum, se vâna în cele mai vechi timpuri ale existenței noastre. Existenței noastre se vâna, dragii mei. Adică, dar vedeți și acolo un echilibru. Să nu vânezi de dragul de a vâna, să nu vânezi pentru divertisment, exact, să nu vânezi mai mult decât îți trebuie. Pentru că într-o zi s-ar putea să nu mai ai. Să nu mai fie, da. Și astea sunt tot valori transmise de la bunul Dumnezeu. Corect. Mielul știm cu toții că e de Paști. Să știți că eu m-am tot gândit, acum râdem și glumim, dacă Dumnezeu nu vroia să mâncăm miel de Paști, oile fătau toamna sau cavacile, oricând în timpul anului, corect. Miei apar. E un ciclu. E o chestie. Nu, în fine, poate greșesc. Dacă nu greșesc, mă puteți contrazice. Nu, aveți dreptate în ceea ce și eu sunt la fel. Mielul vine pe lume în această perioadă premergătoare Sfintelor Sărbători de Paște. Putea să se să fete oaia oricând în timpul anului. Dar acum nu noi am făcut regula. Vine de sus, de la șeful suprem. Suntem prea subțiri. Suntem prea, da. Dar mă rog, acum noi dezbatem, e o emisiune de matinal, nu schimbăm noi regulile. Dar poate nu se știe, găsim dintre cei vociferanți că sacrificăm acei miei nevinovați. Dar de unde știți că mielul nu e menirea lui să se nască pentru asta? Pentru că noi nu știm de ce ne naștem, descoperim de-a lungul vieții care e menirea noastră. De unde știți că miei aceia pe care spunem că să nu-i mai sacrificăm, menirea lui nu e asta? De unde știți? Unde scrie? Cum ați descoperit? Arătați-ne și nouă. Mielul îl punem pe masa de Paște, pentru că așa am învățat să mâncăm miel de Paște. Dar a apărut și iepurașul. Am văzut niște iepurași la târgul de la Puia, atât de frumoși și atât de ghidușii. Tot pentru, mulțumesc, Rosi, tot pentru bucuria copiilor. Încercăm cumva, sau încercat strămoșii noștri să aducă cumva bucurie în sufletul acestor copii. Primesc cadouri. Da, primesc cadouri, că îl așteaptă pe iepuraș. Venea iepurașul când erați copil? Venea, dar sub altă formă. Nu neapărat că îți dădea. Dar primeam ce haine noi. Ei, vedeți? Acolo vreau să ajung. Aici am vrut și eu să ajung. Primeam haine noi, straie noi, oamenii. Nu exista de Paști să nu ai un rând de haine noi. Indiferent, erau și cele mai simple familii. Corect. Și modeste. Încercau și reușeau cu ajutorul Dumnezeu, pentru că nu era atâta bogăție, pentru că nu era atâta multitudine de mărci de haine, de prețuri, de așa era atunci. Dar încercau să aibă un rând de haine noi la copii, în primul rând. Încerca toată familia. Dar copiii erau viitorul. Și au investit copiii de atunci
suntem noi de acum, care am ajuns la o vârstă în care se pare că trebuie să dăm noi sfaturi. Na, dacă ăsta e mersul vieții, să încercăm să-l facem, să fie de bun augur. Sfaturile astea ale noastre, care le dăm acum tinerilor, să fie bazate pe ceva real, pe ceva sănătos, pe credința în Dumnezeu. Da, primeam haine, era o bucurie să ne reunim cu toți, vinerea se mergea la prohodul Domnului, se cânta la biserică, se făceau din tineri două echipe, un cor practic, dar cu două echipe care interferau la cântarea prohodului, când o echipă când cealaltă, și exista și acolo o concurență care cântă mai frumos și care duce credința mai departe din cele două grupuri. Era ca și orice întrecere, să zic așa, dar era o întrecere spirituală, sufletească. Nu se ura nimeni cu nimeni, sau cel puțin asta simțeam eu. Poate pentru că eram copil. Înțelegeam noi la vremea asta, eu n-am înțeles la vremea aceea. Dar nu înțeleg nici acum sentimentul de ură, nu-l înțeleg, credeți-mă. Nu vă fac nicio teorie, nu... Chiar de ceva ani buni, știți, nu vreau să-mi fac un cult al personalității, că nu sunt în stare și nici nu am nevoie de așa ceva. Dar chiar de ani buni, credeți-mă, și în politică nu este ușor. Asta e serviciul meu care mi l-a dat Dumnezeu. Nu sunt eu de capul meu aici și fără ajutorul oamenilor și al colegilor nu eram nimic. Am încercat să uit cât mai mult ceea ce este ură. Am încercat să nu răspund răului cu rău, deși, repet, vine de multe ori în fiecare zi. Am încercat să nu rănesc pe nimeni. Și vă spun de ce. De frică pentru Dumnezeu, pentru credință. Pentru că toate astea mi se pot întoarce împotriva mea, împotriva familiei mele. Chiar dacă, repet, am fost rănit uneori de ani de zile, de poate chiar zeci de ani, că n-am făcut o contabilitate exactă a faptelor, am încercat nici celui care îmi face rău să nu-i fac rău, chiar uneori neapărându-mă pe mine. Pentru că nu ești singur. Pe termen scurt, pierzi. Pe termen mediu și lung, câștigi, vine o compensare. De la Dumnezeu ne spunem, în natură există o compensare. Da, natura e făcută de Dumnezeu. Și există o compensare. Și primești mult mai mult decât crezi tu că dai cu vorba, cu pumnul sau cu fapta în acea clipă, că să arăți că nu te poate învinge nimeni, nu te poate învinge nimeni oricum decât pe destinul care l-ai și credința în Dumnezeu. Nu ne putem băga unii la alții. Eu nu sunt în stare să modific viețile oamenilor. Nu m-am simțit niciodată. Mă simt vinovat dacă modific cumva destinul unui om. Nu știu, de multe ori printr-o vorbă. Da, corect. Poți să-i modifici destinul. Și... E greu să fii cu sufletul. Dar nu e imposibil. Nu există perfecțiune. Nu există. Am văzut și la cei mai credincioși care transpun toată credința în viață. Suntem oameni, dar ceea ce fac mult mai sănătos decât noi care suntem în viața asta de zi cu zi așa expuși la toate faptele reale. Și felicit pe cei care reușesc cât mai mult să facă spre binele oamenilor. La noi... Grazii, nu? La noi, la rău... Grea dimineață. E o dimineață deosebită, pentru că vrem, nu putem să spunem și nu-mi doresc să spunem că e o zi ca oricare alta. Nu este o zi ca oricare alta. Asta încerc să explic celor care ne urmăresc. Fiecare zi din viața noastră are... Și încă o minune. De ce de Paștile noastre? Eu spun Paști, că așa scrie în calendarul ortodox, Sfintele Paști. Este corect și Paști și Paște. Nici o problemă, că nu ne mai contrazicem pe Aurel de genul ăsta, iarăși o concurență umană. De ce de Sfintele Paști ortodoxe, întotdeauna la mormântul sfânt, coboară lumina prin flacăra sfântă și se aprinde lumânarea? De ce? Și au existat acolo verificări de sute de ani.
cu cele mai moderne tehnici. De unde vine lumina? De la Dumnezeu vine lumina. N-ai cum altcumva. Ce se aprinde? Fosforul din oase? Ce oase? Ce acolo? Că mai există explicații. Dar lumina aia, ați văzut ce puternic arde? Și cu toate astea nu degajă căldură ca să rănească pe nimeni în jur. Nimeni. Știți cum e, spune parcă Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Caută și nu cerceta. Dar noi vrem să înțelegem lucruri pe care nu avem încă puterea să le înțelegem. Și aici mă întorc, deși mai avem foarte puțin timp, mă întorc în copilăria noastră. Am fi putut să primim toată această informație toată deodată. Tot ce noi trăim astăzi am fi putut să citim într-o carte. Nu primim informații decât atunci când avem suficientă maturitate și experiență să putem înțelege ce ni se întâmplă. Pentru că, spun așa, durerile când crește ne doare un dinte, ne doare o măsia, ne trage curentul, avem 10.000 de dureri. Atunci să ne întoarcem la un copil mic. Ce dureri are acel copil la colici sau la dantură? Dacă ei ar avea maturitatea noastră, n-ar putea suporta durerile. Tot cu puterea lui Dumnezeu, acei copii nu au maturitatea și simțurile dezvoltate la o vârstă atât de fragedă, pentru că noi, oameni mari, n-am putea suporta ce suportă un nou născut. Asta e viața. Toate informațiile și tot ce învățăm de-a lungul anilor, trebuie să avem maturitatea necesară să putem digera și duce acea experiență, zic. Greșesc, da, dar și nu greșiți din punctul meu de vedere, dar și informația de multe ori vine și trece pe lângă noi. Ne nu suntem pregătiți să... Suntem imaturi. Și trece un timp și zicem, eu știam asta, am auzit-o acum... Dacă n-ai folosit-o la timp, degeaba o știai și... Căruța trece. Așa e. La noi, la Sebeș, în Vinerea Mare, e un obicei diferit. O să-l împărtășesc cu prietenii mei de pe Facebook, pentru că cu siguranță o să aduc imagini, că merg către casă astăzi. În Vinerea Mare ne strângem în cimitir și din toate țările, marea majoritate, ne întoarcem acasă. Așa cu pomana morților, unde duceți colacii și lumânări și... Exact, da, se face o slujbă deosebită, știu, am văzut și eu, am studiat. În Vinerea Mare, la Sebeș, se întâmplă un eveniment deosebit. Edi Schneider, mereu, an de an de când s-a întors acasă, pune acele filmulețe care ne uimesc cu oamenii din Vinerea Mare de la Sebeș. Ai spus că sunt 3 zile deosebite. Joia este despre iertare, vinerea este despre suferință, durere. Da. E același lucru la urma urmei, că durerea produce mare suferință și durerile pot fi de mult felul și sâmbătă este despre înviere. Sâmbăta este că mai avem 3 minute. Sâmbăta, învierea Domnului, unde cu mic, cu mare... Sâmbăta este despre curățenia sufletului, eu cred. Da. Se poate spune și așa. Și despre speranță. Învierea înseamnă o... Speranță. Un reset și un restart. Iarăși folosim cuvinte englezești. Da. Adică ne oprim, ne curățăm. Așa. Și pornim din nou la drum cu altă față, curată, spălată în fața lui. Asta sperăm noi și am vrea să fie așa. Și dai să și facem să fie așa. Cât putem. Nu cere nimeni imposibilul. Va fi o sărbătoare, e un an delicat. Vom lua Paști, da. Vom mânca mielul, care a spus dumneavoastră, așa. Drob, tocăniță, vom ciocni ouăle. Vom mânca tot felul de preparate culinare din miel sau din alte feluri de preparate culinare, dar să nu uităm. Să nu uităm de Joia Mare, de Vinerea Mare, de Sâmbăta Învierii. Emisiunea s-a încheiat. Asta a fost 50 de minute alături de omul Ilie Toma astăzi, dincolo de funcția pe care o are în Parlamentul României. Eu vă doresc, odată vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Nu, aici. Repet, a fost și dorința mea sufletească. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat.
Și pe lângă, vă mulțumesc că ați acceptat și că ați venit în Vinerea Mare. Știu că țineți post, a fost... Asta e altă treabă. A fost delicat. E important, nu, țin și eu post cât pot. Deci, repet, nu vreau să devin fariseu, dar se spune că postul negru este foarte important în Vinerea Mare. Postul negru, măcar până la Sfințitul Soarelui, să încerci să nu mănânci nimic, să nu bei nimic. E o modalitate de a-ți arăta credința față de Dumnezeu. Și repet, pe termen mediu și lung, se compensează totul în suflet. Să nu spere cineva, rămân tot, toate faptele se bifează acolo. Aveți prieteni în toată țara. Un mesaj pentru prietenii dumneavoastră. Ce le trimite? Ce le-am trimis deja mesajul. Le-am spus tuturor. Paștele, Hristos a înviat, Paștele fericit, să fie cu bucurie în suflet, alături de cei dragilor, cu sănătate și cu bucurii cât mai multe, fiecare familie, fiecare om are pe cei dragi lui. Acolo se simte bucuria și Dumnezeu să le hărăzească darul ăsta, să se poată bucura cât mai multe familii alături de cei dragilor de Paștele care vine. Mai sunt 2 zile și Hristos a înviat. Dumnezeu să ne protejeze, să ne ajute să mai putem să mai venim și cu vești și mai bune. Și mai bune. Aici ne luăm la revedere. Și tuturor românilor și tuturor bunedorinilor, Paști fericite, Hristos a înviat. Aici ne luăm la revedere, dragii mei. Ne revedem marți, luni. Avem și noi vacanță. Nu ne trezim, dar ne vedem marți aici, în direct, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Să vă bucurați noastră de un Paște minunat. Eu mă bucur în fiecare zi de liniște. Cu atât mai mult. Eu, Doamne ajută! Eu mă bucur pentru că am ajuns acolo unde cred că Dumnezeu mă duce de mână, la cel mai sincer mod, pas cu pas. O să povestim despre asta în, după ce venim din scurta vacanță. Dragii mei, eu din suflet vă urez să aveți parte de o sărbătoare binecuvântată, o sărbătoare cu liniște, o sărbătoare cu liniște sufletească. Pot doar, în loc să vă ofer un cadou, vă lansez o rugăminte. Vă rog din suflet, încercați să aduceți odată cu lumina și cu Sfintele Paști de la, de la biserică, aduceți și un strop de bunătate și dați-i drumul la fiecare dintre voi în ogradă și vedeți ce se întâmplă. Știți că e vorba aia, poate e, poate nu e. Dacă nu e, n-am pierdut nimic, dar dacă e, avem de câștigat. Și până marți, dragii mei, eu vă urez sărbători cu pace în suflet, să primiți lumina și vă rog din suflet, primiți-L pe Iisus cu sufletele curate. Dăruiți-i Lui iubire, Lui Iisus. Primiți-L acasă, în sufletele voastre, cu multă, multă iubire. Vă iubesc!